Următorul talent care va urca acum pe scena Dreamstar Junior Music Contest nu a completat formularul de înscriere, însă a avut o misiune dificilă în seara asta. Completarea fișei de evaluare pentru fiecare dintre cei 10 concurenți. O invităm acum alături de noi pe Teo Roz. Teo, cred că ai stat cam mult acolo la masa juriului. Aoleu, maică! Te-am luat pe nepregătite? Am amorțit, maică, nu! Maică? Am stat cam mult... Michael Jackson, asta vreau. Ia zi-ne, Teo, fă-ne așa un rezumat al... Bună seara, nu vă supărați, aveți emoții? Maică, numai eu știu cum... Câți anișori aveți și de unde sunteți? Am 13 ani și sunt din București. Și am venit să cânt. Cum ți se pare Dreamstar Junior Music Contest? E foarte tare concursul. O să aveți cu siguranță mult mai mulți concurenți și probabil din ce în ce mai buni. Mi-a plăcut foarte tare. Vin din urmă și se pregătesc să întâmpin o carieră de succes. Știi care e partea cea mai interesantă? Până acum ai stat acolo la masă. Acum cei trei de acolo, bună seara, bună dimineața! Hello. Așa? Cei trei sunt cu ochii pe tine și te jurizează. Noi încă, noi suntem în febra jurizării. Sunt pregătită. Auzi, dar hai să mergem și noi acolo să jurizăm și noi de data asta. Dragilor, vă lăsăm cu Teo Roz.